Bună ziua și bine ați venit în atelierul lui Daniel. Astăzi vorbim despre oamenii mari și jucăriile mele. Eu v-am mai spus, aici la mine în atelier, nu fac, nu fac, lucruri de geniu, nu fac... Eu mă distrez, eu mă simt bine, eu am jucăriile mele și mai mă sună lumea și îmi zice bă, dar tu ești specialist și nu știu ce și eu le spun, nu, nu sunt specialist sunt doar un pasionat adică mă pasionează jucăriile mele și acum trecem la un nou capitol de jucări. Da. M-am jucat cu cuțitele, m-am jucat cu ascuțitul de cuțite, m-am jucat cu bricele, m-am jucat cu ascuțitul de brice și mie îmi place să-mi cumpăr jucării. Bă, mi-am cumpărat brice, mi-am cumpărat brice, am deja vreo 10 și ceva, mai mult de 10. După aia am zis, bă, ce să mai cumpăr? M-am cumpărat pămătufuri. Am vreo 7-8 pămătufuri, dar mai vreau să mai cumpăr ceva. Și mi-am cumpărat săpunuri de barberit. Am și la acolo vreo 5 și ajunsesem la, să zicem, la un punct mort, în care, bă, mă o grămadă, nu mai investesc în ele, să dă-le sărăcie, că nu le termin până expiră și zic că trebuie altă jucărie. Și uitându-mă pe, pe, internet, bineînțeles, sunt și pe forumuri, citesc pe Facebook, pe toate alea, dau de mâine așa ca să vedeți că trăiesc, că sunt aici, așa. Așa, sunt pe forumuri, pe alea, pe, și pe Facebook, pe un grup de wet shaving, se numește Romanian Wet Shaving ceva de gen. Parc. Nu, că uit că-s bătrân. Și acolo toată lumea pune shave of the day, adică cu ce m-am barberit astăzi. Și mai multă lume, multă lume se barberește cu aparate de ras. Cu lamă, bineînțeles. Și zic, hopa, <gântă -i> există, există o chestie la care mă pot, mă pot muta. Și mă duc în magazine, să mă uit, bineînțeles. Mă duc în magazine, mă uit, mă uit, mă uit. Mm ceva lucruri interesante, zic, bă, dar oare investesc, oare să-mi placă, oare nu știu ce, și zic, ha, că nu-mi dau bani mulți. Păi și mă duc în, în magazinul ăla cu păsărică, <gălători> știți voi care, și văd niște aparate de ras, din astea. Adică, zic, bă, e cu lamă, e, avea, are și două lame, da, de la Supermax ăsta. Zic, care și două la mine, zic, hai să ne jucăm. Mă uit cât costă, era vreo 5 lei cu tot, 4 lei și ceva. Păi zic, pentru banii ăștia, zic, clar că mergem și ne jucăm. Mergem, cumpărăm aparat, venim acasă. Prima lucru, primul lucru ce fac, desfac lama, asta, da? desfăcută, folosită, numai. Asta e nou nouță. Deci nici nu am apucat. Restul nou nouțe. Nu, nu mă las cu ele. Deci fac la. Mă uit la ea cu lupa. Zic, mama, soarele zic că a o cu polizorul. Zic, bine că n-am dat decât 4 lei pe ea. Ca să vezi tu ce, ce bărberit îmi fac eu. Și mă duc și mă bărberesc cu ăsta pe partea feței cu ăsta, pe pe, 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 stânga, cum ar veni cu, cu asta, pe dreapta, cu briciu. Și zic, opa, băi, la mai ascuzită din polizor, Bă, ce frumos a tăiat. Bă, ce bărberii și m a tras. Zic, bă, să știi că ne mutăm la aparate de ras. Și apoi am început. Ce am găsit în magazin? Gilet, Astor, Dorco Titan, Supermax și astea -s de, la, de la, marca Cosmia, cu surpriză în ele când ne-am desfăcut, sunt cele de la, asta. este uite aici, Dorco, da? Dorco, asta e o filmă jap japoneză. Iară, iară, fac de măceartă lumea. Vie, din Vietnam. Care face lame? Au trei game, uh, Stainless-ul, mai au o gamă Prime și mai au Dorco Titan. Am citit un pic de, de, despre ele și să știți că părerile sunt chiar ok despre ele și despre supermaxurile urile Asta zice lumea ok. Bine, în general, despre lame. Uh, părerile sunt împărțite, pentru că toți avem

5 lei au fost astea, după aia le-am găsit și la 2,50 2,50 au fost astea, 2,70 lei 70 au fost astea, vreo 3 lei astea, 5 lei astea, dar sunt 10, restul câte 5. Adică sunt bani mărunți până la urmă și puteți să încercați să zici, bă, cu care mă înțeleg eu mai bine. Apropo, acum am văzut pe un site, și eu cred că o să comand de pe marca de acolo îmi vine comision, să mai comand vreo 20-30 de la mea, trebuie să fie totuși un eveniment ca să ca să-i cumpăr ca să, să simt și eu că am făcut o, o cumpărare. Da. Și să revenim la ale noastre, că uite, eu deja am vorbit 5 minute, fără să vorbesc despre ceea ce vreau să vorbesc. Deci am cumpărat aparatul ăsta de la și am zis, bă, dar totuși nu am un cu ăsta, adică dă o însărăcie. A, ah, apropo, stai că revin acum. Eu, când m-am barberit prima dată, când eram tânăr și neostoit acolo pe la 14-15 ani, m-am barberit cu un aparat de tipul ăsta, da? metalic, să zicem așa, la care nu avea protecție din asta, adică era numai partea din spate și lama. Și când țineam aparatul, nu țineam așa la 30 de grade față de față, asta fiind fața, da, așa îl țineam, da? așa mă rădeam. Și eu n-am avut nicio problemă, m-a din vreo câteva ori la început, dar după aia mergea pac, 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 pac. eram super șmeche. Și poate și de aia, acum, cu briciul mă descurc foarte bine, adică nu mă tai foarte des. <laughs> Na, nu. La început cred că m-am ciupit de vreo două ori, dar după aceea nu m-am mai. Nu m-am mai. Bun, deci cum v-am zis, vorbim despre astea. Dacă mai aveți întrebări, mai discutăm și pe astea, să mai facem alte clipuri, mai, mai discutăm. De calitate la mea v-am spus. Părerile sunt împărțite pe internet până la urmă. V-am spus asta de la Super Mars, uh, Super Stainless asta. Arată ca la, ca scuțită la polizor, dar știți ce? m-am barberit super, super fain, mi-a plăcut foarte mult. Bun, dar nu discutăm despre lame, hai să le adunăm. Eu am vrut să vă fac o introducere ca să știți de unde am pornit și o să mai iau jucării, că trebuie să mai iau. A, apropo, mi-am mai comandat și două aparate de pe AliExpress din China. Să văd cum vor fi, sper să nu fie, să nu fie chinezării ieftine. Ele sunt chinezării, dar să nu fie ieftine. Sper. Bun, după cum vedeți, aparatul e sigilat, da? Și acum facem prima desfăcărire. Bun, vorbim despre aparat de las King de la Gillette. Acum, cine este ăsta King C. Gillette? Eu m-am mutat un pic la George Grasu, dar îl mai urmăresc. Și după ce am mai și citit, e adevărat, King C. Gillette este inventatorul aparatelor astea de las, adică inventatorul, să zicem, promotorul. El a și făcut compania asta, Gillette, în, cum e și spune aici, Boston, în la 1900 și o țărucă, i-au zis ei 1901. Da? El a inventat partea asta de double edge, adică lamă cu două tăișuri, pentru aparate de ras, pentru că înainte lumea se, bărbiera cu, 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 briciu, destul de greu de întreținut un în brici și a inventat sistemul ăsta destul de bun, care bineînțeles la început n-a prins, dar după aia a prins foarte bine, am înțeles eu, în primul război mondial, când el când a fost cumpărate de armata americană, le-a dat soldaților și, bineînțeles, ei când s-au întors acasă soldații din război, au venit și cu aparatele de ras și după aceea, bineînțeles, a prins și partea asta de double edge, adică au început să vândă și la da? Deci acum vorbim despre chestii serioase. King C. Gillette este uh, fondatorul companiei. Și acum, în partea de sus, ei au un, un romb în care era ca și la multinaționalele noastre de astăzi au niște, cum le zice, sloganuri, da? Și aici așa, Uh, edition cred că scrie define precision trebuie să scrie aici da excellency doar că bineînțeles că au, au printat asta aici așa și aici nu prea mai nu, nu sunt cuvintele complete da? sloganul lor când a început double edge safety razor în engleză și acum traducem în române aparat de ras clasic da foarte și aici e o chestie care pe mine m-a cam dat peste cap și și pe George Grasul a dat peste cap. Da? Design for edging with close comb, chrome plated finish. Da? Și bineînțeles și traducea în română, hai să vedem dacă au nimerit-o. Conceput pentru a contura cu orificii de ghidare a părului incluse și cu un finisaj cromat. Bun. Traducerea e efectivă în română. Da? Dacă ar fi să traducem, cum aș zice eu să traducem, este conceput pentru a contura, asta au dreptate, că adică așa scrie și în engleză, și și George Grasso a fost ne, un pic n înțeles chestia asta, pentru că e un aparat de ras. Clasic. Aici zice că e doar pe conturat. Zic că e de ras. Mai departe, partea asta cu orificii de ghidare a părului se referă la placa asta, da? doar că ea nu are orificii. Are doar partea de ghidaj. Close comb sau uh, open clone, comb. comb piaptă nu ăsta efectiv. Există cu Closcom, cu, cu, cu uh, zi, numai comb, da? adică numai piaptă, sau cu bară. Vă arăt imediat după ce deschidem, o să vorbim atunci la momentul respectiv. Ceea ce scrie aici, da, un aparat de ras și 5 lame. Apropo, am uitat să vă zic, bă, eu zic că ambalajul e foarte atrăgător așa am vrut să-l iau de vreo câteva ori dar era cam scump și l-am dat acum când a fost la ofertă la, la iMac pe partea asta bineînțeles King C Gillette ăsta este, o să-l vedem și pe, pe aparatul de ras partea asta Estimated Boston 1901 adică când a fost înființată One Double Edge Safety Razor, un aparat de ras clasic și acum mai urmează o chestie care mie mi-a plăcut, da cum a făcut traducerea. 5 Platinum Coated Blades, da? Și traducerea în română, 5 lame de ras cu un velici platinat. Aș zice cu un velici de platină. Da, în fine, traducerea. Aici e toată partea cu polologia unde s-a zi. Unde s-a produs datele de contact. Stai să vedem dacă scrie în română undeva. George Grasu zicea că partea de sus e produsă în America și pe al lor scria și partea de jos e produsă, adică mânerul efectiv produs în China. Stai să văd că acum anume am adus ochelarii Stai să văd dacă scrie. Nu atingeți lamele, aici scrie în română. A nu se păstra, bineînțeles, la îndemâna copiilor. Stai să vedem mai jos, mai jos, mai jos importator, Procter Gamble, dar interesantă și asta, Procter Gamble deține compania Gillette acum în momentul de față. Așa, distribuit, blam, 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 blam. Bă, nu văd, nu văd unde scrie. Partea de producție lui scria... Uite că, a, uite ce scrie, produs în China. Acum s-ar putea ca asta să fie produs integral în China, pe partea de România, să se vândă cu produs în China, dar v-am spus pe ăla americanul, el zicea că scrie partea de placa de sus și cu piaptă, nu? Efectiv, produse în America și mânerul în China, pe asta scrie doar produs în China. De aia v-am zis că și asta până la urmă e o chinezărie, dar nu e o chinezărie ieftină, să sperăm noi. Da? Hai să desigilăm frumos, încercăm să nu rupem. Da? Bun, aparatul înăuntru vine aparatul și mai are și lamele de rezervă. Bă, la prima impresie arată minunat, frățică. Da, deci îți ia ochii, sclipește. A, dar nu e la fel ca la lui George Grasu. Dar lui George Grasu mai avea și aici jos. Păi să știți că eu când l-am văzut în, în review-uri, destul de greu. stai să-l și cântărim, imediat îl cântărim, când l-am văzut în review mi se părea un erou mai subțire, bă, dar nu e subțire, e, chiar chiar el. Bun, ce zicea și Gheorghe, George, George Grasu e că pe aici are niște zimți, bineînțeles, ca să-l ții mai bine în mine, dar sunt profilați spre stânga, care că e ok pentru dreptaci, pentru stângaci, cam alunică în mână, da? să țineți cont de chestia asta. Acum, hai să-l cântărim, dacă tot am zis, e greuț, era să dau jos uh, zi. Încălzitorul meu, că aici în atelier ne încălzim cu... Am un cântar pe care l-am și pornit. Așa. Să vedem. resetăm la zero. Nu no, știu dacă să vedeți voi, dar vă zic eu. Are exact 103 grame, da? Fără lamă. Nu, îl punem asta deoparte, că noi. Nu, nu stai să vedem unde găsesc o țărucă de loc să-l pun deoparte, că nu prea am loc. Am găsit o țărucă de locuți. Bun. Ca și aparat, să știți că mie chiar îmi place. Ia ochii arată foarte frumos. Cromajul, să vedem. Bă, niciun defect pe, pe, pe cromare. Da? Ce vă ziceam de emblema asta, o găsim și aici. King C. Gillette. Bun. Și e un aparat din trei părți. Da? Mai sunt aparate de tip fluture care se desfac deasupra. Asta e din trei părți. Una, două și a treia. Are aici o protecție de lamă. Da? O protecție de la o hârtie, de fapt. Care, bineînțeles, zice să o iei și please remove before use. Normal. Stai să punem și lama în el. Mă sună cineva, dar o să-l sun după aceea. Punem asta de... lama asta de Supermax, care v-am zis eu că am folosit-o. apropo, pe unele lame scrie 3, 4 și 1-2. multe lume zice că astea sunt ca să știi ce parte să folosești. După aia George Grasso a zis o chestie și mi se pare mult mai, 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 inteligentă. De ce folosesc astea? Pentru că tu la ascuțire folosești niște dispozitive de ascuțit și dacă vreo unele din dispozitivele de ascuțit în fabrică, mă refer, nu merge bine, da? Să poți să spui, bă, pe partea 1-2 avem ceva, o chestie care nu, nu, nu ascute bine. Bun, hai să vedem. Uh, uite așa, lama s-a aranjat foarte bine, aproape bine pe partea asta, un pic și mai, mai tare pe partea asta mai puțin, dar asta se mai poate, se mai poate ajustiza. Așa. Bun, acum a venit, cred că e exact invers. Dar, așa. Bun. Lama s-a foarte bine. Bă, mie îmi place cum stă mână, arată bine. Acum o să mă bărbieresc zilele astea. O să folosesc și lamele de la ei. Vine într-un pachet cu lame de King C. Gillette. Ah, mai rămase să, să vă zic, eu o să pun lama asta la loc în aparatul ei. Mai rămase să vă zic despre close combo ăla, despre piaptă, nu de ascuțire. Nu faceți ca mine, să nu puneți mâna pe tăiș când luați lama. Că nu-i bine. <laughs> Asta așa, stau punând. Apropo, vedeți ce sistem de 3,20 lei are ăsta de prins lama și chiar și așa. Bă, deci știi cum barberește? Nu mi-a venit să cred. Bun, revenim. Asta este piaptă, nu? Da? Asta e piaptă în siplu, cu baretă, vedeți? N-are niciun orificiu, n-are nimica. Da? Și asta este cu uh, orificii de ghidare, ce ziceau ei. Closed comb, adică Piaptă în închis, mai există anumite uh, aparate de ras care efectiv au, au piaptă aici, da? Și sunt unite până la bază. Deci, asta e piaptă în închis, și mai există cu piaptă deschis, Ce vă ziceam eu? Eu, când am folosit prima dată lama de ras, ia uite, așa băgam lama direct pe asta, da? Strângeam, asta vă că nu se strânge, eu aveam un rusesc un rusesc, pe ala se strângea până la capăt, se ducea și stăteam direct așa cu lama. Deci așa mă rădeam, eu nu aveam nicio treabă. Bun. Mai rămăsese să vorbim un pic despre, despre lame. Așa. Efectiv se desfac pe aici. Nu prea îmi place mie că eu fi vrut să păstrez cutia întreagă, dar nu au altă deschidere. Aia e. Ne uităm un pic și la lamele cu care vine în pachet. Le găsiți și de vânzare, separat. La pachet de 10 lame, aici ne-au pus numai 5 lame, da? pe ele ar trebui să fie tot așa cu chin, sigilet, cu tot ce trebuie. Sunt în hârtie cerată, lipite, da, vedeți, lipiciul, nu neapărat e lipici acolo, ci în momentul când le-au pus hârtia fiind cerată, le-au încălzit un pic și efectiv ceara a făcut uh, priză cu lama. Hai să vedem. Cum arată și lamele, frumos frumos, foarte frumos arată și lamele. Da? King C. Gillette. apare pe ele. Da? Uh, fine Grooming since 1901. Mai scrie ceva acolo pe el, o serie cred că e. Da? Și pe partea asta punctele de lipici, dar care nu cred că o să afecteze deloc la zi, la... Bă, păi stai să-l și montăm, de fapt, că am zis că o să mă fac cu el. Da. O să-l montez, o să mă fac cu el și revin zilele viitoare să vă spun cum s-a mișcat față de ăsta. <laughs> față de ăsta. <laughs> cum se mișcă. Eu zic că teoretic stai un pic să mă uit și dacă tot ne-am apucat să-mi iau și lupa să mă uit și cum arată lama față de aia. Ah, stai că lupa era în butunar. Am un fel de din asta monoclu din asta că eu cu chinezările mele are și lampă. Să vedem. Bă, <laughs> față de alea de super urile alea pe și arată foarte bine. Adică finisat bine de tot. Bine cum se zice pe la, pe la noi. No, bun. Bă, eu cred că cam atât despre prezentări și despre așa. Apropo, el a luat de pe mag, a fost la ofertă. O să vă pun linkul mai jos. Dacă voi îl cumpărați direct de pe linkul meu, eu o să primesc un mic comision. V-am spus că o să cumpăr și niște lame de vreo 150 de lei. L-am pus deja în coșta. Mă tot, mă tot, e... Mă tot gândesc că oare merit, oare hai să vie la un eveniment, că după aceea ce mai îmi cumpăr? Aia e problema, că dacă le cumpăr, știu că o să le cumpăr, că nu e, nu e dacă le cumpăr, ci când o să le cumpăr și după aia, păi da, le-am cumpărat. Și acum ce mai cumpăr? Ce jucării mai cumpăr? E, bun, cam atât de o dată. merge și, eu zic că merge și ca un cadou pentru cineva, pentru că aparatul arată foarte bine. E, nu mă mai barberez cu alea tot de la gilet, cu alea cu multe lame, că nu-mi place că se încarcă la barberire și nu pot să cumperi. Adică eu am, iau să pun pe mătuf, țac, țac, mă fac, mă drec și parcă, parcă să mă fac cu alea cu trei lame, parcă lipsește ceva, știi? Și am zis că, totuși, brici, chestii astea, Interesant. Bun, am zis că o să mă barberesc și revin zilele viitoare cu o în concluzie. Închidem clipul. Mamă, 20 de minute și de am vorbit și astăzi ne sunt. Bun, Venim. mă aștept îndător cu impresiile de după barberire. L-am folosit. Să se vede dacă se vede urme pe el de folosire. Se vede cât, cât de da. Că l-am folosit. Băi, interesant, ca și vrici. Ca și, deci, ca și aparat de ras, barberește foarte, foarte, foarte finuț. Adică nici măcar nu-l simți. Ce-l în dator și mi-am dat seama data trecută că nu l-am măsurat. Are undeva la 10,5 cm lungime, maner cu tot cu, cu partea de sus, unde se prinde lama. Un, un barberet foarte, foarte, foarte finuț, da? Îl merg. Zici că nici nu te razi. Eu fiind obișnuit cu. Uh, unde? -s? Cu bricele. Nu am. Uite-l aici. Chiar am un brici pe care trebuie să-l ascut. Fiind obișnuit cu bricele în care oricât de bine le-ai ascuțit, tot ai un fel de feedback pe față. Bă, ăsta nu dă niciun fel de feedback. Adică zici că ca și cum tragi aparatul fără lamă pe față, știi? foarte fain. Din două mi și foarte fain, din două treceri. E, apropo, eu nu fac împotriva firului de păr, adică against the grain. Una peste alta, eu zic că e un aparat foarte ok, uh, nu m-am tăiat, foarte ușor de folosit, un pic sub nas. Am avut un pic ceva probleme, m-am cam ca să scot bine, bine. În rest, ce să zic, fără iritații, fără, fără, uh, folosit să pun de ras pro, uh, zi, pro rasul ăla roșu îmi place foarte mult. Dacă vreți, într-o zi discutăm și despre alea, car am făcut și despre alea o colecție. Și apropo, ia uitați ce am mai cumpărat și o să mai vină la despachetări noi nouțe, da? două de la Wilkinson. De da, astea dă-ți-le viitoare. Bun, cam atât pentru astăzi. Vă v-am spus un link către Mag de unde le-am cumpărat. Bineînțeles că mai găsiți și în altă parte. Ăsta a fost la, la ofertă pe Mag. Între timp am văzut că toți au băgat ofertă. Da? Și eu zic că cam atât, bineînțeles dacă aveți întrebările le lăsați mai jos, degețelele, apreciez degețelele în sus, apreciez și comentariile pozitive, na, vor fi și cele din alea negative, alea nu-mi plac, da, asta e viața, n-am ce să fac. Așa și în rest, a, da, ce mă gândeam eu zilele trecute, că eu dacă aș fi, zi, făcute cutia asta, aș fi pus aparatul un cutie desfăcut ca să ocupe mult mai puțin spațiu, da, da, na, eu am fost o perioadă și m-am ocupat și de îmbunătățire procese unde era de salvat bani. Și atunci se făcea o cutie mai mică și salvam niște bani, dar asta e altă discuție. Bun, cam atât pentru astăzi. V-am spus like, comment, subscribe, clopoțel. Până data viitoare, vă doresc o zi bună.